Seara de vineri, 25 octombrie, a stat sub semnul altruismului. Asta deoarece Clubul Rotary din Reghin a organizat cel de-al doilea eveniment caritabil, care a coincis cu împlinirea unui an de la ceremonia de cartare. Desfășurat la un restaurant din oraș, acesta a adunat peste 150 de persoane în încercarea de a realiza un proiect umanitar. Noi încercăm cu acest bal să strângem fonduri ca să venim cu un pachet promoțional de rechizite școlare, de material didactic, la toate cele 23 de grupe care avem în orașul Reghin și mă bucur că așa de mulți oameni au spus da și au venit, sunt prezenți la balul nostru și sper și cred că reușim să strângem o sumă substanțială. Dorim ca acest bal să aibă continuitate. L-am pus în 1 octombrie, deoarece dorim să deschidem sezonul balurilor. Scopul organizării este, în primul rând, de a aduna niște fonduri care să le investim pe zona de educație. Este un lucru foarte important, clar că fără educație nu poate să fie progres. În incinta localului a fost organizată o expoziție de tablouri și icoane pe sticlă, scoase la licitație pentru iubitorii de artă și cei dornici să dea o mână de ajutor celor nevoiași. Între cele 150 de persoane venite la bal, au fost prezenți și cei 28 de membri Rotary. Printre ei și primarul municipiului Reghin, Maria Precup, care are doar cuvinte de laudă față de clubul din care face parte, dar și față de bunăvoința reghinenilor. Avem mai multe obiective de când ne-am închipuit și niciodată n-am crezut că lumea din Reghin poate interacționa atât de bine atunci când e vorba de acte caritabile și evenimentele oricare organizate au același scop, să ajutăm pe cei care au nevoie de ajutor. Acesta este primul bal de acest gen organizat de Clubul Rotary, însă se anunță multe alte astfel de evenimente menite să ofere ajutor celor care au nevoie.